Da, n-am luat. Într-adevăr, cred că este un moment important pentru ieșit, pentru că după aproape 20 de ani de zile, 96-97, au fost retrase cursele cu tramvaiul pe zona Nicolina Cu. Și astăzi reușim să repunem în circulație tramvaiele pe zona Nicolina Cu. Ieșenii, desigur, au de ce să se bucure, că nu noi și sperăm că transportul cu tramvaiul va aduce elemente de noutate în ceea ce privește mobilitatea populației pe zona Nicolina. Sunt peste 70.000 de familii care locuiesc aici și cu ajutorul tramvaiilor care vor circula începând de săptămâna viitoare de luni pe traseu, să spunem, dirijat de către ATP între capătul Tehnopolis, cum se numește acum, până la Cotie, vor reuși să decongestioneze o mare parte din traficul rutier, mai ales în ceea ce privește transportul public. E un lucru pe care, să spunem, putem asocia cu populația de pe zona de Colina. Ei au suferit de aproape 2 ani de zile de șantier aici. Ei au suportat, să spunem, și acele lucruri pe care le suferă construcția reilinii noi. În urmare, doar le mulțumim pentru îngăduința pe care ne-a dat-o. Ei vor folosi această instrucție și, desigur, noi facem tot ce este posibil să o administrăm cu securitate și să putem să îmbunătățim circulația pentru mijloace transporte pe zona. Mai încet.